nu și-a luat bine permisul, că a și provocat primul accident cu victime. Este vorba de o tânără șoferiță de 18 ani din comuna Runcu, care a pierdut controlul volanului în dreptul localității Lelești. Mașina a intrat pe contrasens, lovind în plin un alt autoturism care circula regulamentar. Atât șoferița vinovată, cât și cea care conducea mașina acroșată au suferit leziuni. Martorii aflați în preajmă susțin că evenimentul rutier a avut loc din cauza drumului aflat în lucru. Mă deplasam pe DN-ul, pe DN67D, în momentul în care am sesizat în față este un eveniment rutier. Erau câteva mașini în fața mea, am oprit imediat, într-adevăr două autoturisme, ați văzut poziția lor, care au intrat într-o, nu știu, coleziune aproape frontală sau frontală. Sigur, victime, salvarea a venit foarte repede, chiar dacă au fost multe comentarii, dar când stai și aștepți, ți se pare că timpul trece foarte greu. Eu am anunțat echipa de la drumuri, am mai verificat încă o dată semnalizarea. Vreau să fac precizarea că este un drum pe care se efectuează lucrări periodice de întreținere. Eu am o stână aici lângă. Am venit în 2 minute, am auzit o bubuitură, când am venit, dar se vede clar și din constatările poliției și doi drumul denivelat și drumul erau lucru victime, fără semnalizări. Erau două victime, mai rău și una mai puțin rău. Echipaje de ambulanță au ajuns la fața locului pentru a prelua victimele și poliția a demarat o anchetă. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, are ieșit faptul că o tânără de 18 ani, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67D, localitatea Lelești, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu un autoturism condus de o femeie de 51 de ani. În urma impactului, cele două conducătoare auto și un pasager din cel de-al doilea autoturism au suferit leziuni fiind transportate la spital pentru acordarea de grijă medicale. Șoferița începătoare s-a ales cu dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.